Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente. Eu sunt Irina Spilcă, gazda dumneavoastră, iar astăzi avem o zi specială. De ce? Pentru că ne-am hotărât să vă spunem cum este luna octombrie, împreună cu Valentina Vânător, o specialistă noastră în Feng Shui și în astrologie chinezească. Bună ziua, Vali, și bine ai venit în studioul Vocea Armatei din nou. Bună ziua și bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu din nou alături de voi și sper să aduc vești bune. Eu sunt convinsă de asta. Te rog, poți să începi cu ce vrei tu și cu ce consideri tu că trebuie să știm pentru luna octombrie ca să ne meargă bine așa, să măcar să știm la ce să ne așteptăm, ca să combatem lucrurile alea mai puțin frumoase. Așa este. Mai puțin urâte, pardon. Mai puțin urâte, da. O să fie o lună destul de greuță pentru unii și pentru alții nu, depinde acum de harta fiecarei persoane. Haideți să încep cu previziunile, pentru că toată lumea așteaptă previziunile astrologice pentru luna octombrie. Acum, din punct de vedere al astrologiei chineze, să știi că luna octombrie începe pe data de 8 și va ține până pe data de 6 noiembrie și este o lună de apă yang pe câine. Asta pentru cei care nu cunosc astrologie chineză, luna nu începe la fel ca și în astrologie europeană. Este o mică diferență pentru că noi calculăm după un calendar special care se numește calendarul Hisia și acest calendar ne arată de fapt când începe fiecare lună. Pentru început, înainte să încep cu previziunea fiecarei zodii în parte, aș vrea să spun în general despre vibrația energetică acestei luni octombrie, care ne ajută pe noi să amplificăm mai mult comunicarea, dar și adevărul, și să știți că se va amplifica un pic în sensul că ne va ajuta în aflarea adevărului și vor ieși multe secrete, multe minciuni, să spun așa la iveală. Va fi o perioadă în care, exact cum am spus, foarte, foarte multe secrete, minciuni sau adevărul ni se vor face cunoscute. Socializarea va fi pe primul plan, care poate la fel și aduce anumite probleme în viața de familie, în sensul că ne putem reîntâlni cu o fostă iubire la aceste întruniri sau ne vom aduce aminte de vechile relații de iubire. Pot apărea relații din trecut. Deci pot exista și probleme, da, pot exista probleme și în viața de familie, acolo unde sunt probleme mari, această perioadă poate ajuta sau poate chiar despărți anumite persoane, anumite cupluri. Să știți că această perioadă cu schimbarea aceasta profundă, să spun așa, spectaculoasă, poate o să țină chiar până pe 16 noiembrie și poate o fi o perioadă, să spun așa, de transformare, de schimbare, de teste la nivel de cuplu și al relațiilor din viața noastră. Deci multe persoane se pot despărți sau pot exista împăcări spectaculoase acolo unde deja s-a rupt ceva. Când spun asta, în funcție de harta fiecărei persoane, nu neapărat o să se aplice pentru toată lumea, da? În funcție de aspectele pe care le are fiecare în harta natală. Dar ca și aspect general, cam asta vom resimți. Chiar dacă poate ne vom reîntâlni unii dintre noi cu o iubire din trecut, asta nu înseamnă că ne vom despărți de iubirea actuală. Pentru că în harta noastră natală nu o să ne afecteze foarte mult această vibrație. Totodată nu este indicat până în 16 noiembrie să faceți investiții foarte mari, adică să cumpărați ceva de valoare, să nu deschideți societăți comerciale și așa mai departe, că nu este indicat a se începe ceva nou. Nici relațiile noi, da, începute în perioada aceasta nu vor avea succes, ca să spun așa, nu sunt cea mai bună alegere. Deci nu trebuie să începeți nimic nou în această perioadă, pentru că acum, ca și conform astrologiei europene, să spun așa, nu neapărat conform astrologiei chineze, Venus intră în mersul ei retrograd, ca și planetă, și aduce aceste transformări profunde în viața noastră. Iar din punct de vedere numerologic știm foarte bine că această lună are vibrația 3, care este reprezentată la fel această cifră de răbdare, de onestitate, adică aceste lucruri, aceste calități trebuie să ni le scoată în cale această vibrație 3, de aceea vor exista aceste teste, ne arată cum să fim demni și integri, ce înseamnă de fapt demnitatea și integritatea pentru a reuși în ceea ce ne-am propus noi în această lună. Prin urmare, la aceste lucruri trebuie să apelăm în această lună sau cei care au făcut lucruri urâte până acum, au spus minciuni, au ascuns secrete, luna asta s-ar putea să se afle tot ceea ce au făcut ei. Prin urmare, știți cum e o vorbă, bine faci, bine găsești,
sau tot răul e înspre bine totodată, dar e bine să fim, să fim demni și integri, să fim onești unii cu ceilalți în general, nu neapărat luna asta octombrie, da? Deci e important să fi făcut ce trebuie până înainte. Acum. Da, până acum. Culegi roadele, până exact. La urmă ce ai semănat, aia culegi. Exact. Și asta e o vorbă care se potrivește foarte, foarte bine. Exact cum am spus, conform astrologiei chineze, în schimb, această lună este o zodie a câinelui, iar iepurii sunt mai bine aspectați ca și zodie, pentru că ei se află într-o combinare cu această zodie a câinelui, dar trebuie să gestioneze foarte bine acest lucru, că această combinare nu e numai roz, da? Ei pot avea multe provocări în această lună, ca și celelalte zodii, suportul astral îl au, dar dacă nu vor face ceea ce trebuie și vom vedea imediat ce trebuie să facă, vor avea și anumite probleme pe plan personal, dar și profesional. Fiind o lună de apă ianca, tulpină celestă, pentru că zodia, în zodiacul chinezesc, noi sau harta noastră natală se împarte în tulpini celeste și ramuri terestre. Tulpinile celeste ne leagă pe noi de divinitate, de partea astrală, iar ramurile terestre ne leagă de pământ, de partea de jos, să zic așa, și ne ajută pe noi să avem mai multă stabilitate. Deci apa yang, o persoană născută în zi de apă yang sau un an de apă yang, ca și tulpină celestă, fiind o lună de apă yang, cei care sunt în combinare luna aceasta vor fi cei foc yin, da? Născuți în zi sau an de foc yin. Cei care sunt dragoni sunt într-o lună de ciocnire, de schimbări majore, pentru că această ciocnire de fapt nu înseamnă ceva rău, poate să fie o transformare. Într-adevăr, se pot încheia anumite lucruri foarte brusc și de multe ori ne pot răni aceste lucruri, dar schimbările pot fi în bine în viitor, dacă luăm partea bună a lucrurilor, da? Iarăși, cei care sunt născuți într-o zi sau an de foc yang vor fi în ciocnire. E foarte important să știm că și fiecare stâlp în astrologia chineză înseamnă ceva. Și asta vreau să reamintesc tot timpul, pentru că e foarte important. Anul tot timpul înseamnă sănătatea noastră. Deci zodia în care ne-am născut în anul de naștere, adică ce animal avem în anul de naștere, ne poate influența sănătatea. Totodată este și stâlpul bunicilor sau partea noastră exterioară, ceea ce ne leagă cu oamenii din jurul nostru. Luna reprezintă cariera noastră, dar și stâlpul părinților, ziua, partenerul nostru, relația de cuplu. Și ora mai reprezintă și totodată ceea ce vrem noi să facem, să întreprindem, aspirațiile noastre de viitor, dar și copiii. Prin urmare, contează foarte mult pe ce stâlp avem aceste lucruri, dar cei care nu cunosc ce sunt în zi sau un an, mai pot intra și pe site-ul meu www.fengshuidivine.com. Acolo există un calculator gratuit pe pagina acasă, unde fiecare își poate introduce data de naștere și își pot afla, să zic, acele animale, zodii, din punct de vedere astrologiei chineze, pe an, lună, zi și așa mai departe. Deci este foarte important. Câinele mai reprezintă și o stea artelor, dar și o stea singurătății, o stea artelor pentru cei născuți într-o zi sau an de tigru, cal și câine. Steaua artelor reprezintă arta în sine, dar și singurătate în relație. Deci cei care sunt tigru, cal și câine pot avea dificultăți în relațiile de cuplu, dacă tot am amintit la început de aceste lucruri. O stea singurătății, iarăși, pentru cei născuți într-un an de porc, șobolan și bou. Deci ei trebuie să se chinuie mai mult, să se implice mai mult în relații ca să treacă cu ușurință peste această lună. Cei care sunt născuți într-o zi de metal yang pe câine sau pământ yang pe câine, să știți că au un caracter dur, puternic. Deci cei care sunt născuți în zi. Deci acești oameni sunt de neatins, de neclintit. Dacă veți întâlni vreodată o persoană născută într-o zi de metal yang pe câine sau pământ yang pe câine, aceștia se numesc Fai Kong, așa se numesc în astrologia chineză, și ei sunt foarte duri, un caracter dur, puternic au, dar totodată sunt de neclintit, au principii foarte puternice, foarte solide. Nu prea poți răni un Fai Kong, cum se spune în astrologia chineză, da? Și acum să încep cu fiecare zodie în parte. Eu de fiecare dată, așa cum i-am obișnuit pe prietenii mei, voi începe cu zodia lunii în care ne aflăm, pentru că vreau să acord primul loc fiecarei zodii în parte. Adică cum acum suntem în lună de câine, voi începe cu câinele, nu cum se începe de obicei cu șobolanul, pentru că șobolanul este prima zodie din astrologia chineză, dar eu tot timpul încep cu zodia lunii în care ne aflăm,
ca fiecare să aibă primul loc. Și acum cei care sunt câine, tendința nefavorabilă continuă și în această lună pentru voi, de data aceasta reprezentând un nou pericol, adică activități extreme. De la răniri ale trupului până la leziuni mai greuțe, așa, fatale să le spun, ar trebui să evitați orice șansă de a vă supune la activități de risc înalt, astfel încât să ieșiți nevătămați din această lună periculoasă. Deci, prin urmare, voi nu trebuie să vă aventurați foarte mult, nu trebuie să apelați la sporturi extreme, să vă duceți să faceți bungee jumping sau alte lucruri. Adică stați mai cu minți, da, în această lună octombrie. Porc. Tensiunea plutește în aer în această lună, la fel și agitația pentru voi. Acestea pot cauza un real regres muncii voastre. Este foarte important să vă stăpâniți tonul vocii și să fiți politicos, să nu intrați în conflicte. Este foarte important și să încercați să respectați pe cei din jur, să le acordați spațiul necesar pentru a nu crea aceste dizarmonii de care puteți să fiți afectați în această lună. Șobolan. Asta este o lună în care puteți deveni creativ, începeți să transformați ideile în realitate și tot ce ați avut nou până acum în minte. Aveți stele importante de ajutor, cum ar fi stelele nobililor, a îngerilor păzitori, eu așa le numesc, că un nobil în astrologia chineză este o persoană de ajutor sau un înger păzitor. Și aceste stele combinate cu tenacitatea și abilitatea voastră de a vă descurca vor fi ghidul vostru care vă va ajuta să evitați orice fel de pericol din calea voastră. Prin urmare, dacă faceți ceea ce trebuie, nu este o lună atât de grea pentru voi și să acceptați ajutorul acestor îngeri păzitori, acestor nobili. Bou sau bivol, nu prea aveți parte de noroc în această lună voi, ceea ce vă va cauza sau vă va aduce o ceartă între voi și mai multe persoane dragi din cercul vostru social în această lună. Nici colegii și superiorii voștri de la locul de muncă nu vă vor sărea în ajutor, pentru că ei nu realizează efectele acțiunilor lor în situația aceasta. Prin urmare, ar trebui să vă ajute, să vă susțină, să vă îndrume, decât să vă certe, da? Mai mult de atât, fiți umili, socializați cu ei, colegii voștri, da, după orele de serviciu, chiar dacă nu vă place sau nu merită, să spun așa, dar acest lucru o să vă ajute pe viitor, pentru că este momentul să stabiliți legături puternice pe termen lung. Prin urmare, exact cum spun, tot rău este înspre bine, chiar dacă sunt anumite conflicte, din aceste conflicte se pot lega legături foarte puternice, pot exista aceste legături foarte puternice care o să vă ajute în viitor. Tigru. Ca și în ultima lună, stelele norocoase vor continua să lucreze în favoarea voastră. Acest fapt ar putea avea un impact mare în avansarea la locul de muncă sau sporirea bunăstării personale. Profitați de această perioadă pentru a vă impresiona superiorii și colegii cu productivitatea voastră și este foarte posibil ca în viitorul apropiat să remarcați o creștere salarială. Totuși, datorită prezenței stelei White Tiger, așa se numește în astrologia chineză, tigrul alb, în traducere să spun așa, aveți grijă la oamenii josnici de la locul de muncă care vor încerca să vă murdărească rezultatele muncii voastre. Este foarte bine să rămâneți vigilent și disciplinat atunci când comunicați cu colegii voștri și să evitați aceste situații care ar putea să vă dăuneze aspectelor norocoase de la locul de muncă. Prin urmare, voi trebuie să fiți atenți la oamenii din jur, așa zici și prieteni, colegi care vă sunt foarte apropiați. E, trebuie să fiți cu ochii în patru, că nu, de obicei eu simt și știu, nu neapărat din experiență, că cei care știu cele mai multe lucruri despre voi sunt prietenii și prin urmare doar ei, să spun așa, pot să vă atace cu ușurință atunci când vă este lumea mai dragă. Așadar, e bine să aveți prieteni, dar cu mare grijă, da? Și să fiți atenți la cei din jurul vostru, mai ales în această lună, pentru nativii tigru, ca și sfat, da? Iepurele. Luna aceasta veți întâmpina o imensitate de obstacole, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Este posibil ca superiorii voștri să fie nemulțumiți de munca depusă de voi, iar familia voastră să fie nemulțumită de timpul prea puțin petrecut în compania lor. Totuși, dacă veți reuși să faceți o balanță între timpul și efortul pe care le veți depune în ambele situații, adică un echilibru să aveți atât pe partea profesională cât și personală, prezența stelei Six Combination, adică 6 combinații, vă va ajuta să rezolvați aceste probleme. Exact cum am spus, voi sunteți în combinare în această lună, dar dacă nu încercați să acordați timp familiei, și bineînțeles profesional în sensul de a vă dedica, dar cu oarecare măsură, nu să stați prea mult la serviciu și familia să o neglijați, veți avea probleme, pentru că dacă nu aveți liniștea și pacea de acasă, la serviciu nu veți da randament. Prin urmare, ambele vor fi afectate dacă nu încercăm pe cât posibil să menținem un echilibru.
aici pentru nativi iepure. Deci faceți aceste lucruri și o să vedeți că nu aveți nicio problemă în această lună. Deci nu vă dedicați timpul numai locului de muncă, încercați să le împăcați cumva și să lăsați probleme de la serviciu când veniți acasă. Dragon. Voi sunteți în ciocnire în luna asta, în conflict, în transformare, prin urmare aveți mare grijă, este o lună cu ghinion, ar fi înțelept să mergeți mai departe cu orice proiecte noi pregătite și gândite până acum, chiar dacă sunteți în această ciocnire. S-ar putea să vă simțiți afectați de numeroase obstacole care v-ar putea face să vă prăbușiți, dar ar fi indicat să rămâneți sârguincioși și să puneți în aplicare creativitatea voastră pentru a finaliza munca voastră actuală și, bineînțeles, pentru a vă merge bine în viitor, pentru că roadele se vor culege un pic mai încolo, dacă insistați. Șarpe, veți experimenta o ușoară pierdere financiară în această lună. Chiar dacă situația nu va putea fi controlată, veți putea scădea riscurile dacă vă veți planifica înainte bugetul foarte bine. Puteți lua în considerare și o donație în această lună către o organizație caritabilă sau o familie nevoiașă. De ce spun asta? Pentru că, de obicei, în astrologia chineză, aceste pierderi de bani se rezolvă dacă dai ceva în schimb cuiva. Adică decât să pierzi banii fără să ajuți pe cineva sau să găsi cu folos, nu știu mai cum bine să, mai bine ajutând. Îi rulezi ajutând, exact. Și atunci puteți să evitați această pierdere care vă este din punct de vedere astral în această lună. Încercați să ajutați pe cineva, da? Puteți un copil care e pe stradă sau eu știu orice fundație care poate ajuta anumit, dați o sumă de bani, asta e, ca să faceți acest schimb, să evitați această pierdere fără niciun folos de altfel, da? Bun, deci nativii șarpe, cal. Norocul de luna trecută continuă chiar dacă nu la același nivel. Deci pentru voi trebuie să profitați, nativii cal, de norocul de luna trecută. Nu continuă la fel ca cu aceeași intensitate ca luna trecută, dar profitați de el pentru că e bine că există. Dificultăți minore vor apărea, dar atâta timp cât veți avea motivația să descoperiți soluțiile potrivite, veți depăși aceste dificultăți cu ușurință și restul lumii va avea un curs calm și, bineînțeles, vor fi binevoitori și oameni cu o energie pozitivă în jurul vostru. Capra, evitați orice activitate riscantă în această lună, deoarece există risc sporit de accidentări de tot felul, deci prin urmare și voi, fără bungee jumping și sporturi extreme, da? Atenție sporită la tot ce vă înconjoară este cheia în această lună, da? Deci atenția sporită. E bine și când conduceți, dacă sunteți șofer, dacă traversați strada, deci orice încercați să fiți cu ochii în patru. Ar fi indicat să nu vă aruncați cu capul înainte în absolut nimic ce ar putea cere efort fizic din partea voastră. Mici zguduiri, să zic așa, pot apărea în această lună, dar nimic foarte important atâta timp cât veți ține cont de sfaturile acestea, în sensul să fiți foarte atenți. Maimuța, această lună vă va aduce noi încercări de depășit. Mergeți înainte cu mintea limpede și fiți atenți atunci când luați decizii care ar putea să nu se termine cu bine pentru voi. Mai mult fiți deschiși ideilor și soluțiilor noi pe parcursul lunii, deoarece răspunsurile la problemele voastre pot veni din schimbarea perspectivei față de viață, a principiilor pe care le aveți și țineți cu dinții de ele. Cocoș și ultima zodie, să spun așa, în ordine cum am luat eu de la prima zodia câinelui a lunii în care ne aflăm, fiți pe fază în fața multor încercări și greutăți pe care le aduce această lună pentru voi. Spiritul vostru va fi testat atât la locul de muncă cât și în viața personală. Puteți încerca să construiți ceva bazat pe idei noi pe care le-ați avut în ultimul timp, de altfel. Cu toate acestea, ar fi totuși mai bine să vă axați mai mult pe munca pe care o aveți de depus acum, pentru că luna următoare e bine să vă găsească într-o stare de încredere în voi. Adică să aveți totuși această stare de siguranță de care voi trebuie să aveți grijă mai tot timpul. Ar trebui să aveți grijă la ce spuneți și la ce faceți atunci când interacționați cu colegii de la locul de muncă, deoarece vă puteți trezi în conflicte serioase. Adică nu apelați la, așa zisa, bârfă sau discuții despre alte persoane, fără niciun rost, pentru că de multe ori putem intra în asemenea discuții fără să vrem. Nu neapărat că ne dorim să vorbim despre o anumită persoană, pur și simplu dintr-un simplu dialog, iar aceste lucruri nu pot face decât să vă aducă conflicte serioase. Cam atât despre zodiile lunii octombrie. Am încercat să menționez cam tot ce se poate din punct de vedere astral, mă refer ce ne așteaptă și la ce trebuie să ne ferim.
Este foarte important să ținem cont de aceste sfaturi generale, pentru că acest horoscop l-am făcut în funcție de anul de naștere, da? Dar fiecare persoană are în lună, în zi, în oră, altă configurație. Și este posibil să fie un pic schimbate aceste lucruri sau trăit altfel, da? Asta pentru că fiecare persoană are o hartă, are o influență, are un noroc, da? Pentru că și coloanele norocului contează în astrologia chineză. Acolo există un animal care se calculează pe 10 ani, da? Care poate influența destinul nostru. De ce nu? Și bineînțeles și Feng Shui-ul, casa noastră. Și îmi place mie când începe Valentina și povestește așa frumos și ne spune ea așa cu dragoste și cu multă grijă ce să facem, ce să nu facem, de ce e bine, de ce nu e bine. Dar mai povestește-ne de coloanele astea ale destinului, ce înseamnă, care e treaba cu ele, că noi ăștia suntem pe astrologia europeană mai da, mult și nu prea înțelegem așa, ca să îi mai punem în temă pe ascultătorii noștri. Coloanele destinului, de fapt, ne ajută pe noi să interpretăm anumite aspecte ale vieții noastre. Ce țin de carieră, de bani, de relații. Este la fel ca și la astrologia europeană. Numai că astrologia europeană se bazează pe planete și pe tot felul de aspecte, trigloane, quadraturi, sextile și eu știu ce mai sunt acolo, conjuncții, pe când astrologia chineză este bazată pe cele 12 animale și 10 tulpini celeste. Totodată pe cele 5 elemente care ne influențează foarte mult în universul nostru, pentru că fiecare persoană în ziua de naștere este un element, da? Și acel element spune ceva despre o persoană. De exemplu, dacă o persoană este lemninca și simbol este floare, este foarte carismatică, este o persoană care tot timpul, indiferent dacă o dărâmi sau, nu știu, îi faci ceva rău, ea va răsări ca pasărea Phoenix din cenușă, da? Pentru că floarea dacă, sau buruiana poate să mai fie, floare sau iarbă, da? Adică tot ce reprezintă verde, gândiți-vă, o smulgeți și anul următor iese din nou. Răsare, da. Răsare, da? Deci nu puteți să-i faceți mai nimic unui lemnin. Lemnul Yang este o persoană care e ca și copacul, ca și simbol, poate fi foarte ușor de dărâmat, dar odată ce l-ai dărâmat, mai greu să-l pui pe picioare. Deci în funcție de aceste lucruri, noi putem să ne dăm seama și să aflăm personalitatea unei persoane. Așa se întâmplă și în astrologia europeană, numai că se calculează un pic diferit sau se ține cont de alte aspecte, să spun așa, dar lucrurile ies la fel. Dragostea din astrologie chineză va ieși și în astrologia europeană în aceeași perioadă. Acum, în astrologia chineză, care este avantajul și de ce îmi place foarte mult? Pentru că în momentul în care o persoană nu-și cunoaște ora, eu pot să-i văd norocul, drumul în viață. Pe când la astrologia europeană, dacă nu stăpânești foarte bine, în momentul în care nu cunoști ora, se schimbă ascendentul, se schimbă casele, se schimbă planetele, sunt în alte case și dacă nu știi exact cum vin lucrurile, poți să te înșeli mai mult decât pe astrologia chineză. Dacă ești un specialist adevărat, în astrologia europeană nu te înșeli nici așa, pentru că și după structura feței putem să ne dăm seama la o persoană ce ascendent are, adică și dacă ea fi ascendentă, ascendentul da, este în regulă, pentru că există tot timpul o marjă de eroare de 2 ore. Și în astrologia chineză la fel. Și automat nu trebuie să știm cu exactitate ora, măcar să știm cu aproximație care este perioada, să spun așa, nașterii. Iar această astrologie chineză ne poate arăta ca de altfel și cea europeană, cu siguranță, starea noastră de sănătate. Ce putem face bazat pe cele 5 elemente din universul nostru, bazat pe tot ceea ce reprezintă natural, să zic așa, că putem folosi anumite remedii naturiste pentru a ne echilibra un anumit element. Totodată, eu consider că o hartă bazi, o hartă astrologică, conform astrologiei chineze, este de fapt diagnosticul unei persoane și după aia încerc să remediez sau să completez cu Feng Shui-ul. Pentru că Feng Shui-ul este rețeta. Pentru că, și o să discutăm după aceea, pentru că mi se pare foarte fascinant, avem ascultători și vreau să-i salutăm. Îi salut și eu. Vă mulțumim că ne ascultați. Avem și o întrebare de la doamna Goraș Carmen. Pentru o persoană care este născută în zi de pământ in, cu mult pământ și apă în hartă, ce recomandați să facă în luna octombrie, care, când vine din nou pământ și apă? Bine, pământ și apă, dar e foarte mult pământ și apă. Prin urmare, o să încerce să disece foarte mult situația, pentru că apa înseamnă înțelepciune. O să gândească mai mult și automat, când e foarte multă apă, da,
judecați prea mult sau încercați să gândiți prea mult. Încercați să nu mai disecați lucrurile în această lună foarte mai mult. Mai puțină sinteză. Exact. Iar pământul Yin, ca să spun așa, ca și simbol, este grădina. Prin urmare, nu este un pământ greoi, nu este ca pământul Yang, care este muntele. Iar pământul pune digapei, da? Deci, conform ciclului, pământul controlează apa și automat apa aia atât de multă va fi controlată de pământ. Dar iarăși pământul trebuie un pic controlat, pentru că este foarte mult. Bănuiesc că e destul de dezechilibrată harta dacă are doar doamna pământ și apă. Ar trebui să aibă și un lemn și un foc, măcar un metal pe aici pe acolo. Bine, fiecare animal conține și tulpini celeste ascunse. Deci fiecare animal mai are alte elemente, ramuri terestre, așa se numesc, tulpini celeste ascunse în ramurile terestre, da? Care ne pot ajuta și ne pot completa harta. Deci aici trebuie să aibă foarte mare grijă să-și controleze un pic. Apa este controlată de pământ, dar pământul acela în exces, tendințe de îngrășare foarte mari. Dar oricum, din noiembrie încolo vom intra în luni în care focul nu prea mai există ca să dea naștere pământului. Deci cei care au tendințe de îngrășare se pot apuca de diete, da, din noiembrie încolo și de la anul încolo, pentru că va fi un an de, la anul de pământ in pe porc. Prin urmare, porcul este de apă, da, și pământul va fi controlat, în sensul consumat de elementul apă, că este pus la lucru și ne putem apuca de diete. De exemplu, în 2020 este metal yang pe șobolani, iarăși două elemente care consumă elementul pământ. Așa că puteți să vă apucați de treabă din noiembrie cei care vor să slăbească. Și le recomand ceva, de exemplu, doamnei, îi recomand ceva și să facă vreo schimbare prin casă sau să-și pună anumite elemente? Sau da, să... trebuie să fie foarte atentă. De exemplu, foarte greu încercat este nordul luna aceasta, deci prin urmare și ca și an este foarte încercat nordul. Mare grijă, pentru că nordul are 2 de boală deja, este o energie de pământ, plus că este și 5 anual acolo. Deci luna asta este problematică. Se evite nordul, mai ales că la nord anul acesta sunt cele 3 ucideri. Da? Deci e foarte... Ce înseamnă? Dizarmonii, tot felul de conflicte, tot felul de situații care pot aduce necazuri, să zic așa. De exemplu, boala poate să fie declanșarea unei situații... de sănătate, poate o boală de care nu știe, da? Dar nu neapărat grea sau cu probleme, da? Depinde și ce energie are acolo din punct de vedere al stelelor zburătoare. Și grijă mare și la sud-est, pentru că este 5 anul acest, luna asta, octombrie, dar este ca și an energia 8. Prin urmare, 8-ul e de pământ, 5-ul este de pământ, pământul vine peste pământ și activează mai mult energia 5. Deci grijă la sud-est și la nord luna aceasta, octombrie, dacă are foarte mult pământ în hartă. Domnul colonel în rezervă, Bogdan Vasilescu, ne-a trimis o întrebare și vreau să-i răspund eu la această întrebare. Zice, de fapt nu este o întrebare, zice așa, hai odată cu leul, nu am wifi pe plajă. Domnul colonel, rugămintea noastră este să ne dați data de naștere completă și vă spune Valentina care-i exact treaba. Ce zodie este, sunteți în zodiacul chinezesc. Pentru că aici funcționăm pe treaba cu chinezii, nu cu europenii. Și atunci da, așteptăm data de naștere și vă spunem exact care este treaba și cum să vă faceți luna aceasta treburi, de cum să vi le aranjați. Valentina, te rog să continui cu ce spuneai mai devreme. Doamna care a spus că are foarte mult pământ, m-ar interesa foarte mult să știu și ce animal este în anul de naștere, în ziua de naștere, în lună sau ce ramuri terestre are ca și zodii, ca să pot să-mi dau seama cu exactitate cât de mult pământ are. Așteptăm data nașterii, da? Doamna Goraș, dacă mai sunteți pe frecvență și ne ascultați în continuare, așteptăm să ne spuneți și restul. Deci, prin urmare, din punct de vedere Feng Shui, mare grijă la nord și la sud-est. Așezați acolo foarte multe obiecte din metal și apă, dar nu o apă yang, ci o apă liniștită, da? Puteți să puneți 5 monezi sau 6 monezi, 6 sau 7 monezi într-un bol cu apă, de exemplu, un bol Valentina cu apă cu sare, da? Pe 30/10/1973 la ora 11:50 este foarte documentată, doamna. Deci 73, 30/10 parcă, 30/10/1973. Vă așteptăm și pe restul cei care ne ascultați să ne dați datele de naștere atât cât putem. Este pământin cu porc. Mare grijă la anul, pentru că anul viitor este pământin cu porc în ziua de naștere și atunci când intrăm într-un an de ofensare a zilei de naștere, grijă mare la sănătate, da? Pentru că sau la relație, nu știu dacă doamna are
pe cineva, un partener sau este căsătorită, e posibil să existe o anumită dificultate la anul, da? Mai ales începând cu luna noiembrie, este într-un an de apă in cu bou, da? Deci pământ iarăși cu apă in și anul ăsta n-a fost atât de bine pentru ea. Și apă iang pe câine. Da. Nu știu cât de bine v-a fost anul acesta. Poate să ne da așa. Dar foarte mult pământ așa este. Apă și pământ. Prin urmare, grijă la partea aceasta cu bolile de pământ, stomac, pancreas, partea de jos a femeii sau partea de burtă, genitală, da? Abdomen. Încercați să echilibrați cumva, nu știu dacă știți Feng Shui, prin Feng Shui să dormiți pe energiile corecte, pentru că și acest lucru, și Feng Shui poate să constituie un remediu al dezechilibrului din harta natală. Sau măcar mai armonizează lucrurile, da, da. Nu le lasă atât de aplicat. Da, exact. La anul să aibă mare grijă, pentru că totuși are destul de mult pământ, apă, și zi de pământ in pe porc, la anul va fi pământ in pe porc, deci încercați să vă faceți un control medical acum, perioada aceasta, este indicat. Mai povestește-ne despre coloanele destinului și despre ce mai înseamnă metafizica chineză, să înțeleagă și ascultătorii noștri mai multe. Metafizica chineză este bazată, exact cum am spus, pentru că intră și Feng Shui aici, a bazat pe cele 5 elemente. Aceste 5 elemente pe noi ne pot influența, ele ne pot influența într-un sens negativ sau pozitiv în funcție de situație și de cât de multe elemente avem sau ce hartă avem. Putem să avem o hartă echilibrată în care să avem toate cele 5 elemente sau putem să avem lipsă de un element, exact cum este și doamna care are foarte mult pământ și apă, prin urmare îi lipsește focul, lemnul, da, metalul, poate să aibă și probleme cu dinții pentru că îi lipsește metalul, poate să aibă probleme cu respirația pentru că, bineînțeles, mai înseamnă și plămânii, poate să mai înseamnă că gândește foarte mult, analizează foarte mult, le despică foarte multe părți, da? Deci lucrurile acestea, focul iarăși înseamnă lipsa fericirii, bucuriei, împlinirii în viață, ceea ce e foarte important ca focul să existe în harta noastră. Să nu se simtă atât de mulțumită în viață de ceea ce face, de ceea ce are, da? Lipsa lemnului. Lemnul mai înseamnă creștere, cunoaștere. Iarăși ne ajută oasele. Poate să aibă tendință spre osteoporoză, spre probleme cu oasele. De aceea e foarte bine să analizăm cu foarte mare atenție și depinde și în ce coloană al norocului este. Aici cu norocul trebuie să calculez mai multe formule. Eu zic doar de destin acum, la prima vedere, cele 4 coloane ale destinului. Norocul se calculează în funcție de anumite formule și necesită mai mult timp. Dacă, de exemplu, intră într-un noroc în care are o coloană de foc, da, poate să-i completeze harta fără nicio problemă și atunci o ajută. Nu neapărat că să nu o susțină, da? Deci poate să o ajute foarte mult. Depinde și de situație. Acum depinde și de casa în care este, pentru că, exact cum am spus, coloanele destinului reprezintă, de fapt, codul nostru, deci ADN-ul nostru ne dă un cod în care noi ne-am născut. De multe ori se spune că noi ne alegem părinții. Nu știu dacă chiar așa este. Cel de sus ne trimite acolo unde trebuie să ajungem, da? Și noi de obicei nu avem o putere să, cum să spun, să alegem, destin, să manipulăm acest destin. Și sunt mai mulți factori care ne influențează, așa este, dar acest cod este al nostru, nu ni-l poate schimba nimeni. Putem, într-adevăr, prin alegerile noastre să putem îmbunătăți. De multe ori nu suntem pe drumul care trebuie și ne ducem pe un alt drum și automat mai primim câte o palmă așa de la univers, se spune, ia-o pe calea corectă și noi putem interpreta greșit aceste palme. Dar sunt niște lecții pe care toată lumea le are. Ei, asta ne spune coloanele destinului, această astrologie chineză, asta ne spune această știință, să zic așa. Aceste coloane ale destinului, de fapt, ne arată care este drumul nostru în viață și cum putem îmbunătăți drumul nostru în viață. De fapt, coloanele destinului sunt mașina noastră cu care venim în viață. Putem veni cu o mașină puternică sau putem veni cu o mașină mai slabă, iar din această mașină pornește drumul nostru în viață, care poate fi unul cu gropi sau unul care este lin. E, dacă e cu gropi, aici putem îmbunătăți prin anumite remedii. Feng Shui, mai există Qi Men, mai există și alte științe care ne pot ajuta
să putem să facem alegerile corecte. Adică dacă eu știu că în perioada asta nu trebuie să investesc și eu totuși investesc, este alegerea mea, nu mai dau vina pe nimeni și mi-asum. Da? Dacă știu că, nu știu, nu e bine să continui o relație, dar eu totuși o continui, atunci iarăși mi-asum. Nu mai trebuie să dăm vina că Dumnezeu e de vină, cum mai facem de obicei. Da? Deci ne arată care este drumul nostru și care de fapt este destinul nostru. Am văzut persoane care nu au căsătorie, nu au relație. Ele au venit, da, ele au venit cu un anumit scop pe lumea asta. Trebuie să descoperi acel lucru. Pentru că nu tot timpul putem veni pentru un anumit lucru pe care noi ni-l dorim. Sunt oameni care, într-adevăr, nu au această căsătorie. Am primit o felul de întrebări, cum să-mi alung, nu știu, răutățile din viața mea sau, eu știu, nici nu vreau să pronunț, lucrurile acelea necurate, să zic. Nu știu dacă există așa ceva, dacă noi le dăm importanța necesară, există. Dacă nu le dăm importanță, nu există așa ceva, părerea mea. Toți avem un drum în viață și până la urmă căsătoria trebuie să vină atunci când este predestinată să vină. Deci sunt oameni care nu au căsătorie, sunt oameni care se nasc cu configurația aceea de o boală incurabilă. Da? Sunt oameni care, dacă știu dinainte, pot preveni. Au fost oameni și știm și vedete foarte importante care au știut dinainte și au luat măsuri, da? Au acționat. Prin urmare, la asta ne ajută, să ne salvăm. Nu neapărat că nu e bine să știm dinainte. Dar de ce? Și acum se întâmplă de multe ori, în momentul în care știu un lucru dinainte, să-l tratez cu o altă atitudine, cu o altă stare. Nu mă mai atac atât de tare sau nu mă mai supăr atât de tare dacă știu anumite lucruri. Știu să le percep într-un alt mod, să le controlez într-un alt mod. Prin urmare, astrologia, fie europeană sau chineză, nu contează, ne ajută să ne îmbunătățim și să ne cunoaștem mult mai bine, să-i cunoaștem pe cei din jurul nostru. De exemplu, știu cu cine pot să fiu compatibil la locul de muncă. Dacă pot să dau randament cu acea persoană, cum să tratez acea persoană de lângă mine. Pot să am un coleg cu care eu mă cert, deși poate că nu mi-a făcut nimic, dar nu-l suport lângă mine. Pentru că eu mă aflu într-o stare de ciocnire cu acea persoană și atunci încerc să o evit. Da? Sau cei care au firme, companii. Da? Știu ce angajați trebuie să aibă la locul de muncă în așa fel încât firma să prospere. Că acum, ca orice persoană și situație din viață, sunt oameni care mint mai mult, sunt oameni care, nu știu, exagerează în anumite lucruri. Sau care se victimizează. Sunt și configurații de anumite boli foarte grele, dar sunt configurații de oameni care fură, de exemplu, de infractori. Și tu crezi că, de exemplu, un om poate să se nască cu răul în el? Sunt anumite configurații. Dar acum mai vin și de pe linia maternă, paternă. Adică genetic. Genetic, și da. Strămoșesc, da. Ca să spunem așa. Da, pentru că așa cum spun și chinezii, Feng Shui-ul de fapt de la început a pornit de la morminte. Ei consideră că așa cum îți îngropi strămoșul, așa or să le meargă generațiilor viitoare. Deci totul, ei consideră că se transmite până la cel de-al nouălea neam și generațiilor viitoare. Deci dacă defunctul este îngropat cum trebuie, cei pe linia respectivă or să le meargă foarte bine. Prin urmare, și noi avem mentalitatea asta, dacă cei care se mai duc pe la biserică știu lucrurile astea, că totul se transmite până la cel de-al nouălea neam, din câte știm noi, da? Și automat contează foarte mult să facem bine în viață ca să transmitem binele. Mai ales, nu știu, eu zic că totuși e important ceea ce facem aici, în viața asta pe pământ. Nu că ce o să facem după sau cine o să ne ierte sau cum o să ne ierte. Dacă facem bine, asta transmite mai departe pe linia generației noastre. Că de fapt, asta și înseamnă plata aceea, da? De care toată lumea vorbește, că vom plăti ceva. Dacă noi suntem buni și încercăm să facem bine, copiii noștri, copiii copilor noștri, de fapt, asta vor moșteni, binele pe care noi îl facem în viața de zi cu zi. De aceea știința asta oarecum ne deschide mintea și ne facem să fim mai precauți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Că e mai important să știu cu cine mă asociez, de exemplu, dacă mi este bine cu el sau nu, decât să pierd o sumă de bani și să mă destabilizeze la momentul respectiv și poate să ajung să urăsc anumite lucruri, anumiți oameni și așa mai departe. Adică este o transformare pe care fiecare persoană care a învățat această știință a simțit-o pe propria piele și sunt convinsă că nu e nimic întâmplător pentru nimeni când învață această știință. Absolut deloc.
Ne spui cum să facem lucrurile să fie mai bune și din punct de vedere al Feng Shui-ului? Sigur că da, deci exact cum am spus, nordul și sud-estul, luna aceasta, mare, mare grijă, în sensul că puneți acolo multe elemente de metal și apă sau un bol cu apă sărată pentru a remedia această zonă. Evitați în octombrie să dormiți cu capul către nord, mai ales că și anul, în anul 2018, nordul a fost greu încercat, dar și luna aceasta se dublează, să zic așa, partea negativă. E foarte important sud-vestul, iarăși, să fie remediat, pentru că acolo există un 3 de certuri. Prin urmare, dacă o iau ca și aspecte, pentru că fiecare punct cardinal reprezintă cât un membru al familiei, reprezintă cât un aspect, da? Sud-vestul, la sud-vest sunt mamele, în mod special, femeile cele mai în vârstă din casă. Deci încercați să nu vă certați cu soții voștri sau cu partenerii voștri, pentru că voi veți fi mai greu încercate cu conflictele și cu dizarmoniile luna aceasta. Totodată, ca și zodii, în partea aceasta sunt afectate foarte mult caprele și maimuțele, da? Deci cei nativi maimuță și nativi capră, grijă mare la tot ce există în jur, da? Încercați să aplanați, să ieșiți din acest conflict, să zic, sau posibil conflict. La nord este și șobolanul, deci partea de sănătate. Doiul mai aduce, în afară de boală și depresie, anxietate, stare de lene, de n-am chef să muncesc sau mă apuc de un lucru și nu-l termin, da? Deci și acest lucru nu neapărat boala în sine. Și șobolanii mai sunt afectați de aceste lucruri. La sud-est este 5, cum am spus, ghinioane, obstacole, blocaje, pierderi de bani, deci puneți remediu. Iar la sud-vest puneți pământ și foc. Puteți să puneți lumânări în formă piramidală, puteți să puneți cristale, pietre de râu, orice reprezintă pământ, da? Și foc. Puteți să puneți și forma în sine, nu neapărat sau culoarea roșie, da? Iar la sud-est nord, am spus, aceste puncte cardinale greu încercate, metal și apă foarte mult, bol rotund, covor rotund negru, ca și zonă. Centru casei și nord-vest au energie de metal, în centru se află energia 6, iar la nord-vest energia 7, prin urmare le se remediază cu lemn și cu apă, puteți să puneți cei trei bambuși în bol transparent cu apă, pentru că 6 înseamnă probleme legale, singurătate, dar și, să zic așa, autoritate, dar de multe ori când suntem autoritari devenim și singuri, pentru că fug oamenii de noi, da? Când suntem mai cu pumnul masă, când batem cu pumnul masă. Nimănui nu-i da? Agresive, ca să zic. Iar șaptele se află bărbații, ei sunt cu... De asta există, este o lună a conflictelor în cuplu, pentru că sud-vestul este femeia și nord-vestul este bărbatul, dacă o luăm logic, da? Vedeți că toate științele se leagă între ele. Și în Feng Shui se pot face previziuni, da? Deci dacă eu la sud-vest ca femeie am treiu, certuri, conflicte, iar la nord-vest unde e bărbatul, șapte, scandaluri, tot felul de probleme legale, probleme cu respirația, prin urmare, astea vor fi în cuplu, tot felul de teste, trebuie să încercăm să rezistăm, să treacă luna și să putem să o luăm pe drumul cel bun. Până în 16 noiembrie am zis că ține această tensiune. Deși și în noiembrie va fi o lună de porc, dar grijă mare până atunci, că și conform astrologiei europene iese la fel și conform astrologiei chineze. Deci, la nord-vest, mare grijă și bărbații, să nu creeze tot felul, sau bârfe mai poate să însemne energia 7. Da, intrăm în tot felul de situații de genul acesta, ca și zodii, câinele și porcul intră în situații de genul ăsta mai mult ca celelalte zodii, da? În tot felul de bârfe, situații conflictuale, scandaluri și așa mai departe. Zonele de cunoaștere sau de, poate să fie și infidelități, aventuri amoroase, este estul, pentru care 4, și 4 înseamnă pe lângă cunoaștere și aventuri amoroase și infidelități, relații extraconjugale sau iepurele ca și zodie, poate apărea o dragoste din trecut, da? Mare grijă. Acum iepurașul este și rapid și drăgăstos. Ce se și umil, dar exact cum am spus și la zodii, ei o să întâmpine o imensitate de obstacole.
pentru că este posibil la locul de muncă superiorii să fie nemulțumiți de munca depusă de ei, da? Iar ei să încerce să depună cât mai mult efort, să stea cât mai mult la lucru, să demonstreze și să-și neglijeze familia. Deci, prin urmare, mare grijă, da? Și de aici să apară conflicte în familie, pentru că acest patru te mai pune și la muncă, îți vin ideile, ai parte de creativitate și vrei să demonstrezi foarte mult. Iar zonele mai bine aspectate din punct de vedere financiar, ca să zic așa, sunt 8, adică 8, 9 și 1. 8-ul este la vest, cocoșul. Deși cocoșul are parte de obstacole, dar vedeți, aveți grijă cu cifra asta 8, că toată lumea 8, o cifră a banilor și a puterii. Da, dar nu este chiar așa. 8-ul coboară, urcă. Putem să cădem de sus și să ne doară foarte tare. Da? Deci trebuie să știm să controlăm foarte bine această situație, că nu e tot timpul o cifră foarte bună și din punct de vedere numerologic, plus că deja ne apropiem de epoca lui 9, 8-ul cam rămâne în urmă, își face simțită prezența mai mult 9 decât 8, deci prin urmare mare grijă și cu acest 8, da? Dar e bine să activăm prosperitatea că încă ne aflăm în perioada lui 8. Deci la vest putem să punem obiecte active, putem să punem obiecte mișcătoare pentru a activa prosperitatea, mai putem să punem la nord-est unde avem 9, ca și zodii sunt bou și tigru, la vest este cocoșul și mai este sudul foarte bine aspectat, calul, cu noi începuturi și cu lucruri care sunt, să zic așa, favorabile pentru ei și de înțelepciune. Deci vest, nord-est și sud, obiecte active. Acum, să fiu foarte sinceră, nu aș recomanda întru tot obiectele acestea active, pentru că depinde și ce energii conform stelelor zburătoare au a persoanei respective acolo. Că dacă, de exemplu, conform energiilor care sunt valabile pentru 20 de ani, că acestea sunt doar niște energii lunare, nu sunt energiile casei, da? Conform anului de construcție și al orientării fațadei. Ei au acolo un 5 sau un 2 și așa mai departe ca și energie, eu nu fac altceva decât să-i amplific. Da, energiile lunare influențează pe termen scurt luna aceasta. Dacă aveți lucruri importante de făcut, vă sfătuiesc să faceți acest lucru, da? Dar dacă, de exemplu, nu întreprindeți nimic, nu faceți nimic important, nu aveți un proiect sau ceva de genul acesta, încercați să nu puneți obiecte active, mai bine puneți, de exemplu, la vest obiecte din pământ, puteți să puneți obiecte din lemn sau obiecte din foc, da? La nord-est obiecte din foc, din lemn și din apă, iar la sud metal, apă și pământ, ca și elemente, mă refer. Orice, vă gândiți, ce ar putea să fie metal? O statuietă frumoasă din metal, ar putea să fie niște monezi, ar putea să fie un bol metalic, adică putem să lăsăm imaginația un pic să își facă treaba, da? De exemplu, metalul ce formă are? Are formă rotundă, da? Prin urmare poți să pun un bol rotund sau un covor rotund. Apa în feng shui are culoare neagră, covor rotund negru și atunci am rezolvat orice problemă. La vest, de exemplu, pământ, lemn și foc, putem să punem, avem nevoie de lemn. Ce poate să reprezinte lemn? O floare. Putem să punem o floare în ghiveci. De ce? Că pământul din ghiveci este elementul pământ, floarea în sine este elementul lemn și putem să punem un ghiveci de culoare roșie. Da? Și atunci am rezolvat și focul. Deci putem să lăsăm un pic imaginația să-și facă treaba. La fel ca și la 9. La 9, de exemplu, să zicem că avem nevoie de foc, lemn și apă. Ei, pământul din ghiveci nu ne mai ajută, dar putem să punem o orhidee mov, că movul purpuriu înseamnă elementul foc. Și atunci dacă am pus orhidee mov, n-avem pământ la orhidee, avem acel ghiveci transparent, prin urmare... Și scoarță de copac. Și scoarță de copac, deci avem și lemnul în sine, punem și apă că trebuie să dăm floarea, deci prin urmare am îmbinat toate elementele. Deci nu trebuie să încărcăm o anumită zonă, hai să pun și metal, hai să pun și apă, putem să folosim un obiect care să le aibă pe toate. De exemplu, am o cursantă care a făcut un obiect foarte frumos pentru metal, o ceșcuță rotundă din care pe o furculiță a lipit niște monezi cu silicon care curgeau într-o farfurie rotundă. Și era foarte frumos pentru obiectul, pentru zona în care aveam nevoie arată de metal. Și bine, arată și bine. Oferă și ce trebuie. Într-adevăr, a lucrat un pic la ea, dar oferă ceea ce trebuie și este și aspectos, adică ca și obiect, ca și remediu, să spun așa. Deci putem să ne jucăm un pic. Feng Shui-ul este o știință în care ne poate da foarte multe, să zic așa, variante. Da. Spune-ne ce urmează să faci în viitorul apropiat, adică luna asta, luna viitoare...
În luna viitoare o să am un seminar foarte important pentru 2019 cu previziunile astrologice, dar și remediile Feng Shui pentru 2019, în care vom învăța împreună cum să aplicăm remediile pentru anul următor. Totodată va afla fiecare persoană parte, în funcție de zodia care este, ce o să-i aștepte și cum trebuie să procedeze pe mai departe în anul 2019, ce provocări vom întâmpina. Totodată vor fi și niște activări cimen care ne vor ajuta foarte mult. Este o artă a războiului, să spun așa, în care mulți au câștigat. Cei interesați pot citi mai mult și pe internet despre această știință minunată, care se îmbină foarte bine cu astrologia chineză și cu Feng Shui. Și aceste activări vă pot ajuta să vă transformați, să zic așa, perioadele care sunt rele în perioade favorabile. Acest seminar va avea loc pe 11 noiembrie la Hotel Golden Tulip Victoria, da? De la ora 10 până la ora 17. În Constanța voi fi pe 24 noiembrie la Hotel Ramada, acolo din Constanța, da? Pe 13 ianuarie în Brașov și pe 2 februarie în Timișoara. Încă nu am stabilit locațiile pentru Brașov și Timișoara, pentru că e destul de mult timp până atunci. Și în funcție de înscriși voi stabili exact locația, dar o să treacă repede timpul. Și mergi doar pentru seminarul acesta sau faci și cursuri Feng Shui? Sau cursuri am avut la Cluj, da, în funcție de cerințe pot organiza și cursuri. Deocamdată doar acest seminar va fi prin toată, adică câteva orașe din țară. Aș fi vrut să cuprind mai multe, dar nu reușesc. Am zis așa, să fie un punct comun pentru anumite zone, regiuni. Da? Adică în Timișoara pot veni și cei din Cluj și din Oradea și atunci o să fie mult mai simplu pentru cei din zona aceea. Și am zis că dacă tot am fost la curs la Cluj, să îi onorez și pe cei din Timișoara, să fie și ei mulțumiți și să ne vedem, să ne cunoaștem, pentru că de-abia aștept să... Bine, vor mai fi și cursuri. Cei care sunt interesați îmi pot urmări site-ul, pagina Feng Shui Divine, Feng Shui Divine se scrie, sau contul meu de Facebook, Valentina Vânătoru, cu Udini, că e foarte important că mulți mă caută cu Udina. Canalul meu de YouTube, Valentina Vânătoru Expert Feng Shui, acolo la fel postez și spun despre evenimentele mele. Deci vor fi și cursuri în viitor apropiat. Vreau să încerc să fac un curs de Feng Shui și de astrologie, cimeni și așa mai departe, I Ching, chiar și în timpul săptămânii. Cei care nu pot veni în weekend sau cei care nu pot plăti tot cursul odată, să le acord o zi pe săptămână în care să lucrăm împreună pentru fiecare modul în parte și atunci cursul să poată fi plătit în rate și pentru cei care își doresc și nu au posibilități. Adopți și varianta online? Da, se poate și online. La Feng Shui se pot înscrie oricând. Mai fac grupe de obicei pentru că sunt, după fiecare curs, tot timpul există întrebări. E și normal. Pentru că în momentul în care începi să-ți aplici pe casa, pe locuința ta, dar și pe locuința celor dragi, sunt întrebări și atunci încercam să fac grupe. Dar acum fiecare persoană se poate înscrie când dorește. Există un curs online de Feng Shui. Urmează să-l fac și pe cel de astrologie chineză și celelalte științe. Adică încerc să fac mai multe webinarii de genul acesta, lucrez la ele. Sper să ajung să scot și acea carte la anul, să-mi permită timpul să fac atât de multe. Și să ne putem vedea mai des. Deci cei interesați oricum pe site-ul meu sau pot să-mi scrie pe adresa de e-mail valentina@fengshuidivine.com, acolo și îmi pot pune întrebări în așa fel încât să afle toate răspunsurile de care au nevoie. Cam când durează un seminar de genul acesta? Seminar de Feng Shui sau ce anume? Nu. Cum vrei tu să faci luna asta? Pe, luna noiembrie. Luna 11 noiembrie va fi seminarul previziuni și astrologice și remedii Feng Shui pentru 2019. Va fi de la ora 10 până la ora 17 cu o pauză de masă. Deci foarte mult. Da. O pauză de masă mai mare, să zic așa, la prânz, dar vor mai fi și pauze mici în care, pentru că vreau să fie un seminar practic, îmi doresc să fie și ceva practic, ca omul să plece cu ceva de la acest seminar. Nu doresc doar să vorbesc eu și atât. Vor fi și sesiuni în care oamenii vor putea pune întrebări, adresa întrebări, dar totodată împreună cu mine, pe schița lor, că de aceea cei care doresc să participe trebuie să vină cu planul sau schița locuinței, să-și cunoască orientarea fațadei blocului, este foarte important, iar cei care vin vor beneficia sau vor primi din partea mea gratuit și un grafic al norocului pe fiecare lună în parte și pe fiecare zi din anul 2019. Deci după ce vor îndeplini anumite condiții pe care le-am scris acolo în eveniment pe pagina mea de Facebook, trebuie după efectuarea investiției, să zic așa,
plății care este pentru acest seminar, îmi vor trimite pe adresa de e-mail data lor de naștere, iar eu în funcție de această dată de naștere o să le calculez un grafic al norocului pe care o să-l primească fiecare persoană în parte printat. Da? De aceea este necesar să știu dinainte cine vine, pentru că să fiu pregătită cu acel grafic. Dacă cumva vine cineva, bineînțeles, se hotărăște pe moment, nu este nicio problemă, îl va primi pe e-mail. Adică voi găsi soluții pentru toată lumea. De aceea e bine să aibă planul casei, pentru că le voi arăta efectiv cum să-și împartă casa în 8 felii, da? Și cum să-și aplice energiile sau 9 cadrane și cum să-și aplice energiile și remediile în casă pentru anul 2019. Asta din punct de vedere Feng Shui. Din punct de vedere astrologic, vor învăța cum să citească la un nivel de bază astrogramă. Pentru că eu îi voi îndruma cine are, de exemplu, șobolan în ziua de naștere. Și toată lumea se va uita pe hartă, pentru că va avea și graficul hărții. Eu îl voi da la fiecare persoană în parte. Și atunci, ce are fiecare, voi spune cum se interpretează și ce ar trebui să facă acele persoane, acei nativi. Și acum pe ultima 100 de metri, așa că eu nu mă pricep foarte mult la treburile de genul acesta, o să te întreb de ce este atât de important, sau de ce este foarte important pentru chinezii anul nașterii. Pentru că anul nașterii ne leagă cu exteriorul, partea noastră exterioară. Luna și anul reprezintă partea noastră exterioară. Cum apărem noi în fața oamenilor? Plus că în funcție de anul nașterii putem să calculăm și o floare iubirii. În funcție de ziua de naștere, iarăși putem să calculăm floarea iubirii. Deci, efectiv, cum ne arătăm noi în fața oamenilor, că noi putem să fim într-un fel anume, dar în fața oamenilor să nu ne arătăm exact cum suntem. Mai ascundem anumite lucruri și așa putem să vedem cum este de fapt o persoană în fața celor din jur. Și ce prietenii putem să legăm, ce relații putem să avem. Ziua înseamnă relația noastră cu partenerul, relația noastră cu munca totodată, da? Ce ne așteaptă, de exemplu. De exemplu, la anul, cineva care e în ciocnire cu ziua de naștere poate să aibă dificultăți cu munca sau o schimbare în muncă. O schimbare în sensul că să aducă ceva nou în munca lui. Sau poate să n-aducă ceva, să aibă un conflict, o disarmonie de la care să îi fie afectată munca. Da? Adică sunt foarte multe aspecte. Fiecare stâlp reprezintă ceva. Luna, de exemplu, reprezintă cariera. Dacă, de exemplu, eu mă ciocnesc cu animalul lunii într-un an, înseamnă că eu în anul respectiv voi avea schimbări pe carieră, nu pe relații, că de asta toată lumea spune, dar nu a fost un an atât de greu, bine, a fost un an, că nu trebuie să fie un an greu în toate aspectele vieții. Depinde pe ce stâlp pică. Putem să avem o schimbare într-un anumit domeniu al vieții. Iar acolo putem să lucrăm cu Feng Shui, bineînțeles. Ce-mi place mie când vine Valentina, deci iar spun treaba asta, deci ne lămurește așa câteva lucruri pe care eu nu prea le înțeleg și sunt convinsă că nici voi, deci ne mai pune așa câte o bază, câte una, pic cu pic, ca să ne mai înțelepțească și pe noi. Din păcate, ora noastră s-a terminat. Îți mulțumim, Valentina, pentru tot ce ne-ai spus și eu cred că o să punem în aplicare, măcar așa cât putem și noi pe aici, pe acolo. Dragii mei, eu vă dau întâlnire din nou săptămâna viitoare. Vă mulțumesc că ne sunteți aproape de fiecare dată. Sunt Irina Spilcă. Invitata mea de astăzi a fost Valentina Vânătoru, specialist în Feng Shui și în astrologie chinezească, căreia încă o dată îi mulțumesc pentru că mi-a acceptat invitația. Și eu îți mulțumesc. Și eu o invit să ne mai vină de fiecare dată să ne spună ce ne așteaptă. Cu siguranță. Și după seminar să ne spună și nouă cum este 2019, de ce nu? Sigur că da. Numai bine și weekend plăcut. Mulțumesc și eu. La revedere. Numai bine.